Bună ziua, bine v-am găsit, suntem tot pe 7 mai și am venit să menționez câte ceva despre roiurile formate pe aceeași locație. Am prins exact momentul în care își fac zborul de orientare aceste mici roiuri. Acolo a pornit foarte bine, sunt roiuri puternice făcute pe 4 rame. Iată, așa arată. Aici este puietul la zbor, la coloniile mai măricele. Da? Și aici am un alt, sunt doi roi formați, unde și ei încet încet o să-și facă acest zbor de recunoaștere. Aștept să pornească și ei. Cam asta e situația cu roii formați pe aceeași locație. Și aici sunt alți doi formați, tot așa. Deci ei o să-și facă, în funcție de albina care o au în stup, toți sunt pe 4 rame formați, în funcție de disponibilitatea albinei sau de maturizarea albinei, o să-și facă și ei aceste zboruri de orientare. Iată, aici l-am format astăzi, e făcut pe matcă împerecheată cam scosă și o să fie bine, o să-și facă, ea își face mai repede de obicei zborul, fiindcă având matca feromonii, ține mai multe albine pe aceeași roi formate. Deci asta ar fi avantajul unei măci împerecheate când o scoți dintr-un stup, că marea majoritate a albinei care e luată cu ea va rămâne lângă matcă și își va forma mult mai repede un zbor. Bun, cam atâta despre roiurile formate pe aceeași locație. Stupii arată bine, sănătoși, până la următorul film, numai bine!